ziua! Bună ziua! Bună ziua! Doamnelor și domnilor consilieri și participanți la această ședință, bine ați venit în ședința ordinară din luna martie a acestui an. O ședință cu 7 puncte pe ordinea de zi. Puncte necesare bunului mers al comunității. Totodată profit de ocazie și pe această cale, având în vedere că pentru credincioșii catolici se apropie sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, le transmit tuturor sărbători cu bine și liniște sufletească. Doamna secretar, vă rog să preluați numele la ședințe. Bine, am regăsit la o nouă ședință, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legii pentru desfășurarea acestei ședințe. La materialele de la comisie ați avut procesul verbal al ședinței trecute. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt discuții, supunem la vot procesul verbal. Cine este pentru? Mulțumesc. Aș dori prezența și toate documentele cu semnături, dacă când data să ajungă la masă, da? Îi dau cunoștințe de unitate. Succes! Bună ziua! În marcul unui cuvânt, dispun convocarea în ședința ordinară. Proiectul ordin de zi privind convocarea consiliului local cu ședința ordinară pentru data de 30.00 ora 14.00. Denumire proiect. Numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada 3 iunie 2021. Inițiator, Istotul Spirului. Numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unei tribune și a unei premii în valoare netă de 1000 de lei cuplură din Comuna Lucoși, care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Inițiator este Cristian. Numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizației AVIS pentru anul 2021. Inițiator este Cristian. Numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea de hotărâri în angajare a adăpătoare animale sate și vieți cu mâna Buhoci, întocmire de vechi, tehnice, studii, avize și acorduri, documentații, care să și gradurile a teritoriului. Inițiator, Sistă Cristian. Numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionare situată de urgență pe anul 2020. Inițiator, Mișor Cristian. Și numărul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlul gratuit a dreptului de uz și servitude către sete de gaz prin asupra terenului în suprafața de 110,5 metri pătrați din elementul sanitarul Comunei Buhoi, acupat de distrutul de obiectivul alimentare cu energie electrică, spații comerciale, SC Partisan, cu un reuzit SRL, de calitatea de studenți pe mâna Buhoci, de pe Bacol. Inițiator, Cristo Cristian. Numărul 7, diverse. Dezbatere, referat de aprobare, numărul 1218-25-2021, întocmit de consilierii locali SRL. Dacă îmi permite, domnule președinte, bună ziua, domnule primar, bună ziua, doamnă secretară, dragi colegi. Aș dori să implementăm, dacă sunteți de acord, la capitolul diverse, cu niște discuții care au apărut acum în ultima perioadă și pe care ne-am dorit să le dezbatem și să le găsim o soluționare dacă se poate. Vă scriu la diverse și fără probleme, sigur. Da? Sigur. Deci nu mai trebuie implementarea propriu-zis. Mulțumesc. Dacă nu înțeleg, spuneți la votul ordinea. Cine este pentru ordinea de zi, așa cum a fost inițiată? Da, mulțumim. Numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui
servizie pentru perioada aprilie-iunie 2021. Inițiatorul este Cristian Simon. Vă rog, propuneți. Da, domnule. Eu propun pe domnul consilier Butacu Solin. Mai este altă propunere? Da. Eu îl propun pe colegul meu, pe domnul consilier Adrian Bolai. Nu avem trecut în regulament așa ceva. Pe lege spune destul de clar. Se propune și se supune aprobării de către Consiliul Local. Respectăm legislația în vigoare, da? Mergem la prima propunere. Cine este? În cazul actualului președinte nu s-a respectat legea, domnul primar? Asta e. Adică la dumneavoastră, cum a convenit atunci... Dumneavoastră propune și noi supunem la loc, așa spune legea. Supunem prima propunere și a doua. Care are mai multe voturi, va fi... Și așa înseamnă transparență. Da, dar trebuia... Nu dictatură. Transparența? Păi până acum a fost dictatură și de acum a venit transparență, domnule primar. Din păcate. Dumneavoastră ați ales, la cererea dumneavoastră, ilegal, după cum considerați astăzi, dacă am făcut o propunere de președinte de ședință, că nici nu am voie. Domnul primar, haideți să vă rog cum o să mai faceți să acuze. Nu fac acuze. Așa la orice dată. Să spunem la vot. Dar dacă am hotărât odată, să iau un ordine alfabet, tot o lungim în fiecare lună. Dar unde e ordine alfabet și gata. Trebuie să pus la vot, domnul. Mergeți în ordine să-și facă treaba de președinte. Să supunem la vot pentru... Prima propunere. Cine este pentru domnul Butacu? Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8 la 7. Cine este pentru cea de-a doua propunere? 1, 2, mai sus. 3, 4, 5, 6. Păi și unde e a 7? 7. Domnul... Se abține. Cine se abține? Eu. Se abține. Da. Măi, domnilor consilieri, trebuie să alegem un președinte de ședință. Votați pentru sau nu? Nu se poate. Da, și abține. Are mai legal. Cine? La 7 la 7. 8 a fost? Mai numărat ceva. Nu mai știu. 8 la 7. 6 împotrivă și 8. 6 împotrivă și 8. Deci domnul Butacu este președinte de ședință la viitor. Așa cum știți, până la această dată, și nu mai depinde dacă dumneavoastră să aprobați, pentru persoanele din Comuna Buci care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, au fost acordate anual câte 500 de lei. Pe un timp de aproximativ 10 ani. Da, 12 ani. 2009. În 2009, da. Am considerat, la unul vedere, rata inflației și schimbarea prețului, că suma e prea mică și vin în fața dumneavoastră cu propunerea de a aborda 1.000 de lei cuplurilor care au primit și de la căsătorie de lucru. Dacă îmi permiteți, grupul de consilieri USR, propun suma să fie 2.000 de lei. Sursa de finanțare? Sursa de finanțare. E treaba domnului primar și aproape de specialitate. Nu e treaba noastră ca și consilier. Puneți, ce propuneți? Puneți întrebările la locul lor. Dar ce propuneți în majoritate? Nu este adevărat. Știți codul administrativ, domnule. Din analizele făcute pe buget, cu toate că încă nu au apărut toate sumele, se pare că nu e sustenabil solicitarea noastră. Nu are argument pe alocare de surse existente în compartimentul contabilitate. Bugetul local nu a fost aprobat încă. Supuneți la tot propunerea mea și propunerea.
Vă spun la vot, dar este complet. La ce? Să nu înțelegi propunerea. Propunerea lui 1000 de lei. Supunem la vot? Supunem la vot 1000 de euro. 1000 de euro. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mulțumim. 3 a trecut cu majoritate simplă. Nu mai știu cine la vot. 3, da, sigur că nu. Nu vreau să știm ce susține aia. Acum cu 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației ADIS pentru anul 2019. Inițiator este Cristian. Așa cum știți, facem parte, în calitate de membri în ADIS și conform statutului suntem obligați să venim cu, să participăm cu o sumă în special o cotizație la acest an. O întrebare pentru domnul primar. Suntem de acord, aceste sume au fost date și în trecut. Ceea ce ne-ar interesa pe noi este următorul lucru. Cine este reprezentantul? În partea la ADIS și cât este remunerat? Mai repetat. Cine, dumneavoastră sunteți reprezentantul sau nu? La ADIS. Nu s-a întrebat. Vă întrebați și vă răspund. Și dacă sunteți, sau cine este, cu cât este remunerat? Da, există reprezentant stabilit prin ASCL, în speță primară, și nu există nicio remunerație în acest sens. Remunerație. Da. Mulțumesc mult. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține? Numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării amenajate, adaptare animale sau iubiri, comuna Bucoți, întocmire de proiecte tehnice, studii, avize și acordul documentării cadastrale și întabulări aferente de lucrări. Inițiator este Cristian, numărul 4. Discuții. Mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări. Unde va fi locația propriu-zisă a acestei adăpători și care va fi sursa de apă? Da, după cum știți, în satul Bijighel, în locația Uluc, există o adăpătoare tradițională, învechită, care vrem să o, să zicem, mai mult renovat sau modernizat. Deci aceea din interiorul satului, nu în zona Uluc, a spus să vă spun. Pe Valea Ulu. Am înțeles. Ce-aștept pe Valea Ulu? Nu este pe Valea Ulu. Nu e pe Valea Ulu. E drumul. Da, și drumul. Nu, e la Bijghel, cu mușa noi. Nu, 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 există actualmente în Bijghel, făcând excepție cele două ferme de vite, Angus sau ce mai sunt. Și alea nu-s tot animale acolo? A întrebat pe inițiatorul proiectului, domnul Pătirea. Deci, acest proiect de amenajare adăpătoare nu are nicio legătură cu Valea Ulmului. Este vorba de zona Uluc, adăpătoare existentă, unde pot adăpa animalele, mare parte din zona ortodoxă și catolici din împrejurii. Dar să vă spun un număr de animale, ar putea spune cei din zona ortodoxă, adică reprezentat. Întrebarea a fost dacă se justifică a mai fi renovată sau pe spațiul respectiv se poate spune altceva, dacă mai sunt două vaci sau doi tăurași. Da, în mare parte acolo nu este problema numai pentru animale.
Majoritatea oamenilor din sat vin și iau apă de acolo. Deci este un izvor. Da. Deci își iau apă. Asta era întrebarea pentru domnul. Deci nu avem mare mare. Vreau să stabilim foarte clar dacă această adăpătoare va fi deservită de un izvor natural de apă sau de rețeaua de apă a comunei cea care va fi pusă în... Răspundeți cu oricum consilieri din zonă, ca să nu... Deci, în afară, toată lumea știe izvorul de la Uruc, așa cum tradițional se numește locația respectivă. Chiar salut inițiativa domnului primar de a moderniza adăpătoarea respectivă, care, în afară de faptul că este adăpătoare pentru animalele din zonă, este și apă potabilă, deci foarte multă lume din zona, apă potabilă, din zona respectivă se folosește de apa respectivă. Faptul că există o sursă de apă acolo care vine de la mama noastră natură și că dorim să o modernizăm, din punctul meu de vedere, cred că este o chestie care trebuie să o salutăm noi, Consiliul Local. Odată, a doua chestiune, dacă a spus și cu siguranță consilierii din cadrul Consiliului Local Bucoci, care are și obligația de a sta permanent de vorbă cu cetățenii, dacă ați fost în cetățenii de comun, dacă ați fost în ultima perioadă prin zonă pe acolo, să vedeți că apa creează și un anumit disconfort prin faptul că se inundă zona respectivă și chiar să impune o modernizare și de acest punct de vedere acestei izvor. Mulțumesc. Am luat legătura cu un specialist și ne-a schițat o formă de amenajare în zonă, vă rog frumos să... Aveți trece numărul de animale. Acolo suntem despre numărul de animale și uite, m-a interesat doar de primar dacă am ști oarecum, nu poate, nu știu, doar costurile reale, că la noi se obișnuiește să avem un cost real și un cost ireal final. Care ar fi costurile acestei adăpători care se întoarce după soare, după câte vedeți? Mai citim o dată punctul pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrării de amenajare adăpătoare animale sanitare și igienă, întocmai proiecte tehnice, studii și avize, acorduri, documentații și întabulări aferente. Deci toate aceste documentații rezultă, adică, un cost. Aceleași documentații și studii de fezabilitate pe care le folosiți de 20 de ani, domnule primar. Nu știu dacă ca subiect, ca suport al cheltuielilor pe care le faceți. Deci nu, o adăpătoare. Din punct de vedere legal, toate costurile reiesc din urma unor studii executate de niște specialiști. Știu, aceiași specialiști pe care i-a dat interesul. Nu se execută o lucrare de genul ăsta fără să-l plătești. Studii. Fără plată. Că până la urmă, ca să se execute un studiu de costuri cu devize de cost, e la legătura cu specialiști. Nu, mă uit aici și fac așa. Deci asta e o formă. Dacă dumneavoastră aveți altă idee, altă viziune, vă rog frumos. Nu e vorba de a avea sau nu. Viziune avem toți. Credem că de asta suntem aici în Consiliul Local, să avem viziune, domnule primar. Haideți, vă rog să ne mai minimalizăm unii pe ceilalți, că nu construim nimic împreună așa. Mă gândesc. Da, arată bine adăpătoarea asta. E foarte bună. E ceva modern. Nu știu. Ceea să mă pun de tantul, vă terminăm, vă rog. Domnul Consiliu. Așa văd că s-a creat o altă majoritate aici, după câte se vede. Dar nu este nicio problemă. Eu vreau să spun cu totul altceva. Vreau să ne asigurăm cu toții, cei de aici, care decidem prin vot ceea ce facem, în comuna asta, sau ceea ce faceți dumneavoastră, afectând deciziile noastre, că banii ăștia nu se va scurge printre degetele cuiva și o să rămânem aici doar cu o fotografie făcută foarte bine, luată de pe eBay. Nu asta așa considerați că banii se păi scurte da, am motivația celor 16 ani în care dumneavoastră faceți administrație publică al Domnului. În cei 16 ani ne-ați bombardat pe toți din comuna asta cu studii de fezabilitate, cu proiecte, acele mult pline sertare cu proiecte, nu vă mic. Eu am citit în deșteptarea un articol acum vreo două săptămâni care preconiza că toate comunele din jurul Bacăului au proiecte mici, medii sau mari și noi nu eram nici măcar la diverse, domnule primar. Unde sunt proiectele alea pe care vreau să le trâmbițați înainte de alegerile din 2020?
Deci toate liniile de finanță. Nu aveam să spun la întrebare. Proiectele, domnule primar. Proiecte depuse. Unde sunt depuse pe surse de pe surse. Finanțări? Pe surse. Pe diferite surse de finanțări. Vă așteptăm la primărie să ne documentăm, să faceți acuzeșenită, să faceți ce... Nu facem acuze, realitatea celor 16 ani de administrație. Cum credeți că s-a făcut asfaltări în orice mijloc? Cum credeți că s-au executat terenul de sport modern, mai funcțional, în satul Bijghir și în satul Boci? Cum credeți că s-a executat modernizare, reabilitare, iluminat publicul comuna Boci? Cum credeți? Toate în baza unor proiecte, studii, făcute de specialiști, domnule, așa se obține o finanțare. Domnul Claudiu, nu-și poate atâta, domnule. Bun, deci în consecință, pe mine nu m-ați mulțumit, noi vom vota împotrivă, vă anunțe pe acestea. Dacă tot e inițiativa asta, să facem și la Bucoși. Știm că este și la Bucoși așa ceva. Sau la Bucoși nu sunt animale. Păi sunt și la Bucoși animale și... Dar cu cine vorbești, domnul Guț? Faceți dialog? În ședință? Păi da, să discută. Vorbesc cu domnul președinte? Cu cine discută? Cu ce spune? Da? Păi nu, de ce Consiliul Local? Să votăm aici, dacă tot este inițiativa pentru... Mă adresez Consiliul Local, nu? Discutăm Consiliul Local. Așa. Domnul Păstăr, v-ați ruga să identificați o sursă de apă în speță unui port, izvor natural, care se pretează la abătoare de animale. Da. Verificăm dacă există domeniul public, veniți cu o propunere și o aprobăm. Sau măcar să facem unii trebuie, unii știți că sunt foarte multe animale și e nevoie. Aici vă spunea domnul consilier Munteanu, un izvor tradițional de multă vreme. Păi mai mult decât atât, din ce am înțeles eu din monografia satului Bijghir, acolo a fost batra satului odată, da? Nu știu, pentru și la cei care fac comentarii pe lângă și nu vor să aflu, probabil nu cunoscă așa ceva. Domnul s-a alimentat cu apă tot de acolo. Mă uit așa la domnul Vici. Până la porcării. Și mă mir că nu susține măcar ideea de a face în centru Bucoșiu, știi, și domnul Munteanu este și să apa în drum acolo. N-ar fi o inițiativă bună, dar tot să face. Hai să facem și aici. Avem locații, teren disponibil, cum are la adult, cum fac acolo. Da, dar nu avem, nu-i domnul. Sunt niște unități care trebuie să Dar veniți concret cu aceste idei. Unde se pot face? Nu în afara domeniului public. Doamne, noi discutăm pe domeniul public, nu discutăm de islam. Citiți încă o dată, domnul. Ați văzut că eu nu v-am deranjat, domnul. Nu v-am deranjat. Nu v-am deranjat. Chiar nu vă deranjez. Chiar încerc să fiu calm. Domnilor, și eu sunt de acord cu ceea ce a promis domnul. Dar înainte de a vorbi, ne gândim concret. Nu dăm pe domnul Munteanu, pe domnul Mugan. Ce să vă spun? Dar unde erau lucruri cu domnul? Și ce vreau? Păi, și unde era? Era tine sau cu domeniul public? Explică. Domnilor. Ești de aici, local. Nu, dar să explicați unde este. Domeniul public, dar nu este. Păi, discutăm de domeniul public. Astfel la dulți în față. Discutăm de domeniul public. Sau nu știu unde se facă cu clăzi. Vine apa în drum și iese și... Domnul Prevar, cred că a fost destul de explicit. Da. Dacă există această sursă de apă, nu este nimeni împotrivă. Eu cred că niciunul dintre noi nu suntem împotrivă. Discutăm concret la subiect. Hai să nu mergem să dăm vina pe X sau pe Y. Dar nu dăm vina, am zis, am venit cu inițiativa. Și atâta timp cât, dacă se va face, dacă se va face în satul Bijghir, se va face și la noi, dacă vom veni cu propuneri. Nu doar dacă vom veni... Nu doar dacă vom veni la domnul primar, că nu mai în Bijghir, domnul primar. Și atunci, așa cum am spus, pentru satul Bijghir face din comună de voce. Identificați locația, dacă îndeplinești criterii, faci. Spune, dacă mai citim o dată punctul pe ordinea, spune, pe domeniul public. Etabulări, aferente construcții.
că nu poți să pornești un proiect dacă nu ești proprietar. Dar vă spuneți, domnul președinte. Eu am înțeles, nu este comun, adică nu că sunt răuvoitor de a face. Putem face zeci de astfel de... Dar să facem și aici, că tot vine vorba omului. Numai acolo, numai acolo, numai acolo. Hai să facem și la raza cu ceva, că nu facem... Domnul, am să președinte mea. Dacă e greșit... Dar să puneți la votul mai am cum mâna cu doamna secretară. Hai, dar să fac cuvântul domnului. Păi și ce deranjant? Vă deranjează, da? Unu, cine este pentru? Unu, domnul Muteanu, cum ați votat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dumneavoastră cum votați? Împotrivă. Bălai, nu v-am văzut. Împotrivă. Și domnul Șerea? Ha, la pachet. La pachet. Deci, 12 pentru, acolo nu mai are acolo, unde era. Da, după cum știți, în fiecare an se supune aprobării un proiect de asociere. Am preonat cumva niște sume privind achiziționarea de materiale și ce implică gestionarea situațiilor de urgență pe intervenție. Sunt niște propuneri în ideea că pentru înștiințare și avertizare alarmare am prins o sumă de 650, recunoaștere și cercetare 500, comunicații și informatică 1650, căutare, salvare 1700, descarcerare euro, căi de acces RON. Bugetul local este în lei, nu puteți poate cel puțin minimul ar trebui. Nu mai aruncați cu ironii de genul ăsta. Este greu să citiți până la capăt? Da. Am eu sunt cel convins cu o parte din asta, cei care v-ați interesat, a studiat deja planul și... Discuții. Spune la vot. Cine este pe el? Împotrivă? Abține? Mulțumim. Trecem la numărul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlul gratuit a dreptului de uz și serviciu de pe 10 plin asupra terenului de suprafață de 110,5 metri pătrați din domeniul public al Comunei Bucovești, teren ocupat definitiv pentru obiectivul alimentare cu energie electrică, spațiu comercial, sece, partisan, 2020 SRD, localitatea de Spinești, Comuna Bucovești, județul Bacău. Inițiator este Cristian. Așteptăm pe voi. Se pune la vot? Care este pentru? Împotrivă? Numărul 7. Divers. Dezbatere referată de aprobarea numărul 1218-25 a doua 2021 pătrumit de consilierii locali din SRE. Dacă trebuie discute. Vă rog să-mi dați concluziile de la dezbatere, la comisie. Ca să putem lua o hotărâre. Da. Ne aștept. Deci este o dezbatere. Dar nu proiect. Deci asta e o dezbatere. A fost o dezbatere. Am mai avut această discuție în ședința când s-a aprobat. Nu mi se pare corect acum să amânăm acea hotărâre de consiliu. Mai ales că cum a rămas discuția, în caz de găsim finanțare, suplimentăm sumele. Deci, eu consider că nu și are loc discuția în această ședință, deoarece
sumele pe învățământ și mare parte din sume nu au venit de la finanțe și la Consiliul Județean. Nici au avut, ca să putem discuta de o propunere și da, dacă o să vină surse, cred că toți vom fi de acord să revenim și să majorăm. Dacă nu, asta este... Dacă îmi permite să facem o confuzie, deci... Dacă este un început de inițiativă, deci domnul vor să anulăm proiectul de hotărâre. Da. Nu să modificăm cu altul, este o mare diferență. Deci să-l anulăm și să venim cu o propunere ulterior. Dar de ce să modificăm ceva? Hai să așteptăm sumele pe învățământ și... Deci asta vor să... Dacă nu introducem în noul buget și aceste sume, care, știți, v-am citit data trecută... Care de la Național au fost prinse. Deci nu putem să ne batem în joc de copii din comuna cu voi, sunt de 10 lei pe lună, domnule primar. Și legea spune că e minim 100. Nu știu, poate deja m-am discut și loc de copii, de copii din comuna voastră. Chiar nu-și bate joc de nimeni. Respectați legea atunci. Păi tocmai pe legea mea. Păi pe lege, legea spune cu totul altceva. Dar nu știu, dacă 100 de lei. Dacă vreți o mare... Dacă spune 100 de lei, citiți legea. Dacă am citit-o, nu știu, dați-o. N-ați spus nimic, că dacă citeați-o, știați. Dacă dumneavoastră ați citit-o. Doamna secretară, am dreptate eu sau domnul consilier? Vă rog frumos să interveniți. Deci, domnul consilier, a fost aprobată o hotărâre de consiliu, dar dumneavoastră vreți să ceva, fără niciun motiv, n-ați niciun motiv pe lege. Motivat de ce? De lege. Pentru că la prima hotărâre s-a înțeles greșit. Deci vă rog frumos, citiți pe lege. Dați-mi articolul de acolo, cine la ce face. Spuneți exact ce lege am făcut. Spuneți exact ce lege. Dați-mi dumneavoastră care a spus împotriva la hotărâre. Deci să vă spun eu aici, ați scris, da? Nu să citesc toate instituțiile. Având în vedere cele de mai sus scrise, considerăm că se impune anularea hotărârii numărul 3 din 28.01.2012 și adoptarea unei noi hotărâri de Consiliu Local, care să vină în sprijinul reglementării acordării cuantumului burselor școlare, acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat și care să fie în concordanță cu legile în vigoare. Deci nu mergem la general. Spuneți pe articol, pentru că... Păi și aveți mai jos legea educației. Legea educației. Ce articol a este încălcat? Articolul 82, îl spun eu. Care spune ce? Care spune că bursele școlare se acordă luna. Spuneți-o în baza acelei legea educației a fost discutată. Putem să avem un dialog? Dar stați că nu mergem pe spuse. Păi nu pe spuse, pe lege, tu spune cineva să... Dar ce dar dumneavoastră nu știți legile, doamna secretară. Da, dar consilierii. Nu cunoașteți legile din România, doamna secretară. Doamna secretară, referatul ăsta dumneavoastră nu citiți legile. Pas cu pas. Doar așa așteptam să le citim noi. Ceea ce spune domnul Iftimir, una e să citești legile și să le interpretezi după cum nu plac, una e să le pui în aplicare. Citiți-le dumneavoastră și dacă hotărârea de Consiliul Local era ilegală, fiți convinși că cei de la contencios ne trimite documentul de revocare sau de anulare. Dar așa, din câte știu, așa s-a primit un ordin de genul ăsta, dar doamna secretară a uitat de el. Noi nu primim ordine, domnul Chim, da? Nu primim hotărâre. Haideți să spunem ordine. Stimați colegi, dacă această hotărâre a Consiliului Local era greșită, cei de la contencios administrativ imediat îi spunea, hotărârea este ilegală. Așa, noi am propus majoritatea ceea ce am propus. 10 lei. Ei, nu 10 lei. Dacă nu cred că s-a propus 10 lei. Dacă îmi permite să o explic încă o dată. Tot dar de ce n-ați explicat un document, domnule? Domnule, arătați-o, domnule. Nu așa, ați spus că duceți documentația pe masă. Haideți să o luăm metodic. Mai aveam acele